Bună ziua, dragi prieteni! V-am promis zilele trecute că o să vă încânt privirea cu noua mea lucrare. Iată că am reușit să termin. Iată cum arată această bufniță, care este o bufniță înțeleaptă, multicoloră și porbonerul unei case undeva în Belgia, unde își va găsi locul curând. Trebuie să vă spun povestea acestui tablou, pentru că, nu știu dacă ați observat, de la o vreme am luat decizia ca fiecărui tablou să-i spun povestea. Deci, colega noastră Ingrid a întrebat așa, într-o zi, pe Facebook, dacă are cineva lucrări cu bufnițe. Să vă spun drept, eu nici nu trecuse până ca vreodată să fac bufnițe și am zis, dar de ce nu, până la urma urmei. Și vorbind cu prietena mea din Belgia și spunându-i provocarea la care m-am autosupus, înainte să fi pus creionul pe pânză, mi-a spus, iubito, asta e lucrarea mea. Păi zic, nu știi cum arată. Dar nu mă interesează cum arată. Dacă vorbim despre bufniță, asta este lucrarea mea. Lucrez de cam o săptămână la ea, este foarte adevărat, dar eu cred că merită. Voi, ce părere aveți? Abia aștept să văd dacă prietenii mei vor aprecia sau nu această lucrare pe care am făcut-o cu atât de multă iubire, cum ei nici nu-și pot imagina. Am făcut-o cu o plăcere nebună. Cred că ați remarcat că bufnița centrală este făcută cu doze de aluminiu, evident, nu? Pentru că m-am îndrăgostit de acest material, îmi place maximorum cum lucrez cu el și deci trebuie să-l băgăm în seamă. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi minunată, să ne auzim și să ne vedem cu bine! Vă iubesc!